Salutare și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Eu sunt Sorin și astăzi vă invit să facem împreună ardei umpluți. Rămâneți cu mine pentru a vedea cum se prepară această rețetă și dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, dați-mi un like, abonați-vă și apăsați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre viitoarele rețete. Pentru a pregăti această rețetă o să avem nevoie de 4-500 de ml de pasată de roșii, 6-7 cepe mari, 6 ardei grași, 500 de grame de carne tocată, de care preferați, de porc sau de vită. Eu am folosit amestec de carne. Câteva linguri de făină, un cub mare de unt, 40-50 de grame de orez basmatic, câțiva căței de usturoi și câteva frunze de rozmarin proaspăt. Începem această rețetă prin a toca ceapă. După ce ați tocat ceapa, poate să vă întrebați de ce am tocat atât de multă ceapă. Pentru că vom folosi jumătate pentru umplutura ardeilor și cealaltă jumătate pentru sos. Așa că puneți ceapa înapoi în castron și dați-o deoparte pentru că vom avea nevoie de ea mai târziu. Feliați apoi usturoiul, apăsați un pic cu lama cuțitului pe el, apoi tocați-l mărunt. După ce l-ați tocat, dați-l într-un colț al tocătorului, frunzele de rozmarin. Tocați-le și pe acestea mărunt. După ce ați terminat de tocat ceapa, usturoiul și frunzele de rozmarin, apucați-vă de curățat ardeiul. Tăiați un capac în partea de sus, scoateți-l afară, curățați bine în interior și ardeiul este gata. Dacă vreți, puteți să-i păstrați capacul acesta, dar eu nu am să-l păstrez, pentru că o să vedeți ce capac am să pun. Când ardeii sunt gata curățați, puneți pe foc o tigaie grill sau o tigaie neaderentă și rumeniți ușor ardeii grași. Aceștia vor căpăta un gust de ardei copt, gust care va schimba savoarea acestui preparat. Orezul puneți la fiert în apă cu sare. Am pus orezul la fiert și ardeii la copt. Este timpul să ne ocupăm de umplutură. Pentru umplutură, puneți puțin ulei de măsline într-o tigaie. În ulei adăugați usturoiul pe care l-am tocat mărunt, împreună cu rozmarinul. Amestecați-le bine timp de un minut. Apoi adăugați jumătate din ceapa tocată. Amestecați totul și căliți până când ceapa se înmoaie. Când ceapa s-a înmuiat, este timpul să adăugăm carnea. Amestecați totul bine. Iar când carnea și-a schimbat culoarea, când a devenit maro, adăugați aproximativ 150 de ml din pasată. Amestecați totul bine. Asezonați cu sare și piper. Între timp, orezul ar trebui să fie fiert, așa că adăugați-l și pe el peste carne. Amestecați totul bine. Și lăsați tigaia pe foc pentru ca lichidul să scadă în totalitate. Lichidul a scăzut, așa că umplutura noastră este gata. Dați tigaia la o parte de pe foc și lăsați să se răcească. Când ardeii s-au copt și ei, dați-i și pe aceștia la o parte, lăsați-i să se răcească. Cât timp sosul și ardeii se răcesc pentru a putea să lucrăm cu ei, puneți o altă tigaie pe foc, adăugați în ea untul. Apoi, când untul s-a topit, adăugați ceapa și căliți-o până când se înmoaie. Când ceapa s-a rumenit bine, adăugați două linguri de făină peste. Amestecați.
Apoi adăugați restul de pasată de roșii. Clătiți vasul cu puțină apă în care a stat pasata și adăugați și apa aceasta. Amestecați din nou totul. Lăsați tigaia pe foc până când sosul se îngroașă, apoi dați-o deoparte, pentru că vom avea nevoie de ea mai târziu. Între timp, ardeiul și umplutura s-au răcit puțin, așa că este timpul să umplem ardei. Luați fiecare ardei cu o lingură, puneți umplutura în ardei, apăsând ușor. Cam așa arată ardeiul când este gata. Nu-l umpleți foarte tare, pentru că, după cum v-am zis, îi vom pune un capac. După ce ați terminat de umplut ardeii, așezați-i într-o oală pe care puteți să o băgați și la cuptor. Puneți deasupra fiecăruia puțină făină. Acesta este capacul. Bineînțeles, o vom înlătura când ardeii sunt gata. Puneți apă într-atât încât să nu acopere ardeii, să ajungă cam până aici sus. Apoi puneți oala pe aragaz la fiert. Opțional, puteți adăuga în oală și o frunză proaspătă de dafin. Și fierbeți pentru aproximativ 20 de minute cu capac. După ce totul a fiert pentru aproximativ 20 de minute, sau până când ardeii s-au muiat, eu zic că 20 de minute sunt de ajuns pentru ca ardeii să se moaie, ridicați capacul, adăugați în apa în care au fiert ardeii puțină sare, adăugați apoi în apă sosul pe care l-am făcut din ceapă, făină și pasată. Introduceți-l printre ardei. Mișcați ușor oala pentru ca acesta să se dizolve. După ce ați omogenizat bine sosul, încălziți cuptorul la 200 de grade și introduceți oala în cuptor până când sosul va scădea și se va îngroșa, iar ardeii se vor rumeni frumos. Au stat la cuptor încă o jumătate de oră și s-au rumenit frumos deasupra, iar sosul s-a îngroșat. Ardeii sunt gata, așa că puneți-i pe farfurie și serviți-i de îndată alături de o salată și pâine caldă. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Eu vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la sfârșit. Vă urez poftă bună și până data viitoare, la revedere și numai bine!